Primăria Făgăraș, Casa de Cultură, Muzeul Țării Făgărașului și Serviciul Public de Termie au depus astăzi cereri de finanțare pentru participare la programul Rabla Plus. Primăria Făgăraș dorește să obțină 5 ecotichete pentru achiziționarea a tot atâtea mașini electrice, iar celelalte instituții își doresc fiecare câte un autovehicul electric. 120.000 de lei este valoarea unui ecotichet, iar instituțiile nu sunt obligate să dea alte mașini uzate la schimb. Ieri, în cadrul unei ședințe extraordinare, edilii locali au aprobat depunerea acestor cereri de finanțare. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind participarea Casei Municipale de Cultură a Municipiului Făgăraș în cadrul programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. Programul Rabla Plus, derulat prin AFM, inițiator primarul Municipiului Făgăraș. Discuții sunt? Nu? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Bun, unanimitate. Programul Rabla Plus se desfășoară în etape în limita sumelor alocate astfel. Etapa 1 pentru persoane juridice, UAT-uri și instituții publice între 19 martie și 19 aprilie 2024. Etapa 1 pentru persoane fizice între 19 martie și 18 august 2024. Etapa a doua pentru persoane juridice, UAT-uri și instituții publice între 19 august și 19 septembrie 2024, respectiv etapa a doua pentru persoane fizice 19 august 25 noiembrie 2024. Calendarul de desfășurare a sesiunilor de înscriere în cadrul celor două programe și sumele alocate solicitanților sunt disponibile pe site-ul AFM.